luat un moment de relaxare pe banca de lângă fântâna din fața clubului Armatei. Schițam ceva acolo pentru mine, la care au venit un grup de cel puțin trei tineri. Două fete a chemat o altă persoană, o altă tinerică de pe o bancă de alături. Au apostrofat-o că a intrat într-o relație, mă rog, între prietene, prietenul uneia dintre ele. Au început invective, mă rog, așa mai departe. Momentul în care eu am intervenit a fost în momentul în care una dintre cele două tinere, agresoare să zicem așa, a smuls telefonul celei de-a treia persoane. La care, bineînțeles, că am primit tot felul de invective, ca boșorogule, ce te bași tu, ce te amesteci, vezi de treaba ta, nu te-a invitat nimeni. Am văzut că se îndreaptă spre părul ei, atunci am intervenit și eu ca fraierul, că altfel nu pot să spun, știi? Ca să le despărțiți cu gândul ăsta. Eu am făcut o, mă rog, am dat o replică: o să stați 24 de ore în seara asta la Codlea, la care, bineînțeles, că a început, probabil, un schimb de replici mai dure. M-au dus în situația în care m-am enervat mai tare și m-am repezit un pic la ei, fără intenția să îi lovesc, că n-aveam de ce. Am avut intenția să-mi iau lucrurile și să plec de acolo, să aplanez orice conflict. S-au ținut după mine până la a doua bancă. M-am întors zvârlind cu rucsa, cu aer să mă apăr, folosindu-l drept scut. Știu că m-au zgâriat, se vede și cum sunt zgâriat. Fata în albă m-a atacat. Eu am împins-o pe bancă, am zis să scap de ea, să pot să plec. Mi-era teamă deja, pentru că între timp ei vorbeau la telefon, mă rog, puștiul respectiv vorbea la telefon și mi-era frică să nu cheme pe cineva să mă bată. Era evident. Am încercat să trec pe lângă fântână, să ies spre rectorat. Nu m-au lăsat în pace, au venit iarăși după mine, mai ales tipa, să zicem, în alb, așa, care era cea mai agresivă și cea mai, vocea cea mai ridicată. M-a atacat din nou, tot așa, spre ochi. Știu că am prins-o de mână, de palme sau de degete, așa ceva. A țipat, probabil că i-am răsucit mâna, nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat. Am reușit să scap, că s-au repezit toate trei. Așa, am trecut dincolo strada, am intrat pe la Țepeș, în prima curte care am găsit-o deschisă, poartă deschisă. M-am repoștit o perioadă acolo, am văzut că a venit mașina poliției și zic, am răsuflat ușurat, zic, dacă a venit poliția, zic, rezolvăm într-un fel sau altul. La sediul poliției am fost controlat, inclusiv la rucsac, tot ce am avut. Într-un fel mi s-a făcut reproș că am un cuțit de bucătărie special pentru fructe. Am și specificat, pe care eu îl port zilnic la servici. În urma acestui incident, dumneavoastră, aveți să vă reproșați ceva? Da, poate am fost prea enervat, probabil, mai curând de spus, pentru că văzând și la televizor tot felul de incidente cu tineri care se bat în școli. Vi se pare că totuși ați exagerat într-o oarecare măsură cu atitudinea, da, pe care ați luat-o? Puteam ca adult să fiu mai controlat și eu regret din punctul ăsta de vedere. E, fix despre asta e vorba, că cred eu, nu știu, că un adult nu se bagă în felul ăsta într-o dispută între adolescenți. Ce s-ar întâmpla? No, da, domnul e victimă, am înțeles. Ce s-ar întâmpla apărat dacă toți profesorii agresați de elevi ar răspunde așa? Deci, imaginează-ți... Doamne, tatuie, cu ce l-au agresat? Există clase în care, datorită din cauza regulamentului elevului, elevul are toate drepturile, sunt profesorii bătuți, înjurați și așa mai departe. Ce s-ar întâmpla să se ducă și profesorul cu un cuțit la școală să-i amenințe pe ăștia ca să teacă din gură? La câte unul să-i mai rupă și mâna, să fie mai convingător. E inadmisibil, da? Deci, da, ce... eu nu știu dacă e un scenariu tot ce spune, dar dacă stai să-l asculti separat și vezi scena. Două fete geloase, s-o bată pe a treia, există astfel de imagini pe internet, au fost date la știri, adică ți-o imaginezi și te pune un pic pe gânduri. Dumnezeu, dar dacă e cum era el? Bun, dar ce faci? Nu bați copiii? Nu babina asta, așa nu scuze nimic. Dacă vreau o intervenție foarte scurtă, nu este victimă, clar, i-a fost frică. Dar povestea pe care o spune în spatele acestei agresiuni... Brutalități. Nu, agresiuni, mă rog, grave, grave, cu circumstanțe, mă rog, fără circumstanțe.
el își încearcă să-și creeze circumstanțe, că de fapt vă despărțea pe voi, care da, între noi nu a fost fată. Niciun contact fizic de violență. Dar vă noi... certați pentru... Da, noi ne certam, era cearta de fapt între sora mea și fata aceea, eu doar eram acolo și când... Tu mai mare, sora da. Ta și fata aceea având 14 ani, se certau da. Pentru un băiat. Vreau să fac o precizare, dacă îmi dați voie, e foarte importantă. Să înțeleg și eu... Acele personaje care l-au atacat pe acest domn care se simte în pericol, aveau 14 ani. Deci, fica mea are 14 ani, da. Colega ei cele 14 ani. Am înțeles. Despre asta vorbim. Deci cele două fete de 14 ani se certau pentru băiatul care era acolo? Nu era acolo. Nu. Deci se certau pentru un băiat. Da. Pentru Brad Pitt. Băiat, nu contează, la vârsta asta, mă rog. Una dintre fete, e patimă gravă, dar la 14 ani, la una dintre fete venise cu sora ei mai mare de 18 ani. Adică tu. Adică tu. Da. Ele nu-și vorbeau în termeni, înțeleg de la tine, din ăștia... Ba, ia-l tu, pentru că eu îl iubesc foarte mult și când iubești pe cineva, lași liber. Erau cam cum vedem pe internet, nu? A și spus Rebecca că na, sau deci cer... până la punctul ăsta nu minte. Eu pot să-mi imaginez cum vorbesc două eleve de 14 ani îndrăgostite de același băiat și din păcate îmi pot imagina. Ai că nu-i normal. Păi din asta... nu știu dacă de-aia se dusese. Asta a fost și cauza pentru care am intervenit. Da, stați o clipă că vreau să vorbim un pic cu fiica domnului moldovan, cel care a bătut-o pe Rebecca și nu poate să rămână mult cu noi pentru că, mă rog, nu poate să rămână mult cu noi la telefon. O să-i rog pe colegii mei să-mi spună și cum se numește, să știu cum. Mădălina Moldovan. Bună seara, doamna Moldovan. Bună seara. Bună seara la toată lumea. Îmi pare rău că nu pot să stau prea mult la telefon. Probleme, să zicem, am niște lucruri de făcut. Dar am auzit discuția și din ceea ce știu eu doar e că am văzut un videoclip care mi l-a mandat, mi-a trimis-o perișoara mea. Am rămas șocată pentru că chiar mă miram, tatăl meu, cum se ia de o persoană așa, fără motiv și chiar era foarte ciudat, știi? După care el m-a sunat și mi-a explicat tot, mi-a povestit tot, era foarte obosit, nu a mâncat, nu a băut și era foarte supărat încă și... Da, știți că nimic de pe lumea asta, doamna Moldovan, nimic de pe lumea asta nu justifică violența. Nu vă mai aud. O să rog pe colegii mei să refacă legătura. Asta vreau să zic și o spun de fiecare dată când avem astfel de cazuri și, mă rog, când e vorba de bătaie. Dom'le, nimic nu justifică violența. A văzut această scenă, nu știu, le spunea frumos copiilor, nu mai vorbiți, nu mai așa, sau, habar am, nici nu știu ce poți să faci. Sun la 112, că nu cred că era cazul, că se certau niște copii. Nu știu, cauți un polițist local de ăsta, de spunea domnul Bălan. Dar sunt tu la poliție. Nu unde? Amendau pe femeile care vând leuștean. Unde și la 60 de ani nu poți să bați copii. Nu, deci o să ajungem, dacă mai acceptăm ca judecătorul să lase liber astfel de personaj, o să ajungem tot să ne facem... Da. Singur dreptate. Pe mine... ajungem? În vestul sălbatic? Păi uite, și-a făcut Gigi Becali și a stat 3-4 ani. Becali și-a făcut dreptate singur și a stat 4 ani. Domnișoara Moldovan, fiica domnului, a revenit la telefon. Asta vă spuneam, doamnă, nu știu dacă m-ați mai auzit. Nimic nu justifică violența. Adică știu că ați început spunând că am văzut acele imagini și chiar m-am mirat, domnule, dar de ce să fi făcut așa? Ei, și după aia ați aflat că ar fi fost un conflict acolo. Da. Tata e un pic mai violent? A fost și în copilărie mai violent? În copilăria dumneavoastră? Nu. Domnișoară, Sorin a spus mai devreme aici că purtați un aparat auditiv pentru că tatăl dumneavoastră va... Poate mai are fraților. Soția, doamna Moldovan, a divorțat de tatăl dumneavoastră. De ce? Depinde de care vorbiți, pentru că tatăl meu a fost însurat de 3 ori și cu 3 femei. De ce au divorțat? Și dacă... Nu, deci nu a avut... M-au zis? Da. Erau femei rele, am înțeles. Tatăl dumneavoastră am și văzut că este victimă. Hai să o lăsăm. Dumneavoastră m-au zis bine? Te rog. E la telefon, e un delay, știi foarte bine. Aude cam cu câteva secunde după ce vorbești. Nu, eu cred că nu aude foarte bine, e adevărat? Nu, te rog frumos. Bun.
Nu, nu știu de ce stau la telefon degeaba dacă nimeni nu mă face să vorbesc. Bun. Deci, nu știu ce, ce să zic. Eu vă ascult. Deci, dumneavoastră spuneți că tatăl nu are antecedente de violență domestică. Are, dar doar cu ultima nevastă, pentru că așa, să zicem că au fost niște probleme din cauza mea, că ea nu mă vrea în casă. Tot așa nu plăcea vocea sau de ce? Sorin, și... putem așa. Nu pot să vă spun că tatăl meu e un tată violent, pentru că nu m-a bătut niciodată. Și dacă mi-a tras o palmă o singură dată când am făcut o grămadă de absențe la școală, asta mi-am meritat eu, pentru că eu am fost, să zicem, mai rebelă și asta nu știu că nimica. Iar faptul că ultima fostă nevastă zice că lui e om violent, înțelegi, că el e om violent, din cauza că ea îl urește foarte mult și vrea să-l bace în termen pe românește în mormânt. O fi avut și ea femeia, de ce să-l urască dacă a fost bătută?